Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent și Nodul Nord în Săgetător, pentru că se pare că Nodul Nord ne face mult mai apropiați de această zodie în care îl avem, da? Decât poate chiar multe alte planete pe care le avem în harta natală. Înainte să începe etalarea, după cum vedeți, ați primit deja cărțile pentru oracole. Am primit, nu de data, dar am și eu Nodul Nord aici. Și probabil că am și niște mesaje de primit. Și am spus că mai nou îmi place să vorbesc la persoana întâi plural, să intru în vibrația voastră, să mă alătur poveștii voastre într-o formă sau alta. Înainte de a începe etalarea, vreau să vă aduc aminte. Am mai spus așa de-a lungul timpului, dar trebuie să vă aduc aminte că o etalare se poate manifesta câteva luni înainte, după, pentru că noi preluăm o energie care este în curs de manifestare. Repet, care probabil deja se manifestă în viețile unora. Depinde în ce stadiu sunteți cu manifestarea. Ce-ar mai fi? Am zis, repet, nu este musai doar pentru soare, poate să fie și pentru ascendent, și pentru lună, și pentru nodul nord, și pentru Venus, da? Nodul nord reprezintă scopul în viață, deci eu pot să iau mesajele astea foarte bine pentru nodul meu nord și mă bucur că le-am primit așa. Soarele reprezintă spiritul, luna reprezintă latura noastră emoțională, Venus, felul în care ne manifestăm în dragoste, da? Deci, în funcție de cum vă știți harta natală, căutați-vă mesajele. Ce ar mai fi de spus? Dacă ceva nu rezonează, no problem, căutați în altă parte, fără ranchiună și fără energii negative. Dacă ceva vă place, în mod special, nu vă fie jenă să vă exprimați aprecierea și să vă manifestați printr-un like, ia să dau eu. Ah, să nu mă ard. Să dau la o parte lumânarea. Și, foarte important, ce se spune într-o etalare, să nu uitați că este o etalare colectivă, destul de generală, uneori se poate potrivi 100%, 90-80%, dar în general e bine să vă simțiți mesajul. Acele mesaje care sunt pentru dumneavoastră, pentru voi, și să le combinați cu cele pe care le găsiți la lună, la ascendent și să vă creați scenariu, situația. Pentru că nimeni nu vă poate spune chiar totul. Haideți să fim serioși. Există divinitatea în plan. Și acolo nu avem acces, divinitatea face surprize în continuu și viitorul ne-l creăm în funcție de... Voi ar trebui să știți că sunteți jupiterieni, da? Să înțelegeți lucrurile și din această perspectivă spirituală. Viitorul ne-l creăm acum. Prezentul l-am creat în trecut. Viitorul creăm acum, prin deciziile pe care le luăm, prin acțiunile pe care le manifestăm, să zicem. Ok, ok. Dragii mei, haideți să vorbesc, să mai întâi să încep cu oracole. Ați primit, am primit senzitivitate, sensibilitate. Deveniți din ce în ce mai sensibili. Și aveți nevoie să faceți niște schimbări în conformitate cu sensibilitatea aceasta. Este normal. Pentru cei cu ascendent în Săgetător, totuși, planetele acestea care au fost grele, Saturn, Pluto, în Capricorn, v-au marcat casa întâi, a doua, într-un mod destul de intens. De fapt, ne-a marcat pe toți. Schimbări trebuie să facem toți. Dar probabil că acest mesaj este pentru unii dintre voi care poate v-ați încăpățânat, ați refuzat să faceți schimbările necesare. În conformitate cu sensibilitatea voastră. Și eu acum percep la această carte faptul că preluați mental energii din altă parte, de la alte personaje din viața voastră, de la ceea ce auziți, eu știu, pe internet. Și trebuie să învățați să selectați. Și selectați cum? Cu inima. Mai vorbim despre asta mai încolo. Ce mai percep la această carte?
Astăzi îmi atrage atenția toiagul pe care se sprijină acest personaj, care are un cristal. Da, e decorativ, dar mi atrage atenția astăzi. Posibil, trebuie să vă clarificați ceva la nivel mental, prin niște tehnici, să vă curățați mintea de această influență. Și dacă fac așa un exercițiu de imaginație, aș putea să-mi imaginez un înger de cristal. Posibil ar trebui să vă ascultați acești îngeri de lumină, da? Care sunt în preajma voastră. Și îngerii, că ei v-au trimis aceste mesaje, vă transmit că e cazul să vă ascultați inima. E, bine, în primul rând e cazul să ascultați această etalare de tarot. Eventual și altele, nicio problemă. Zic că eu sunt chiar atotștiitoare. Eu vin cu mesaj, altul vine cu alt mesaj. Deci ascultați eventual o serie de etalări pe acest canal, pe alte canale, ceva care vă inspiră. Simțiți că rezonează cu inima voastră. Avem două cărți care vorbesc despre inimă și nu știu de ce. Nu vă supărați, mă chinuie talentul sau pur și simplu. Am început să mă gândesc, ne-am văzut la o melodie a cui? Roxette are această melodie și era Listen to your heart. When he's calling your name. Bine, scuzați-mi vocea, n-am mai exersat-o cred că de vreo 20 de ani, deși am fost bună la muzică cândva. Trebuie să vă ascultați inima într-o poveste. Și nu doar atât, în acel loc foarte intim al inimii voastre, primiți niște mesaje de la îngeri, de încurajare, de lumină, de dragoste, eventual vă inspiră să vă exprimați artistul din voi. Bine, mie mesajele astea îmi pică la fix, că sunt artist, că sunt spirituală, că evident caut lumină și dragoste. Bănuiesc că și voi, majoritatea, că sunteți jupiterieni, muzică, ia că am fredonat și eu ceva, nu foarte bine, scuzați-mă, dar asta e. Poate voi sunteți mai buni la muzică și e bine să vă exprimați prin muzică. Poate nu-i vorba doar de asta pentru unii. Posibil să primiți niște mesaje, da? Că de fapt profesorul spiritual poate să se manifeste și prin muzică, da? Îngerii se pot manifesta, muzica e o formă de artă, da? Îngerii, lumină. Primiți lumină și dragoste ascultând și învățături spirituale, ascultând niște melodii. Posibil aveți de-a face cu cineva care face muzică sau cineva își dorește să vă transmită niște mesaje prin muzică, mesaje de dragoste, de speranță, dacă asta înseamnă lumină, speranță, credință că va fi bine în povestea în care sunteți. Că nu degeaba vi se zice să ascultați inima, probabil e o chestiune acolo, e o problemuță. Și pentru că, ia uite ce frumos, ascultați-vă inima, ascultați-vă emoțiile. În această carte se și vede, personajul se plimbă pe malul mării, al oceanului, al unui râu, dar se conectează la apă, la emoții. Aici la fel. O persoană ascultă într-o scoică. Scoica ce este? Reprezentantul sau reprezentanta apei, a unor emoții care stau ascunse. Poate cineva, acum simt acest mesaj, vrea să împărtășească niște emoții, dar parcă... interesant mesaj. Cineva vrea să vă vorbească despre emoțiile sale, pe care le-a ținut ascuns. Și vă las într-o formă, să zic, artistică, muzicală, să le înțelegeți. Posibil nu le poate exprima. Și în general emoțiile nu se pot exprima pe cale rațională. Asta e. Și în momentul în care ascultați ce vi se transmite de către cineva, puteți să luați o decizie.
Și ca să ascultați, trebuie să vă eliberați de niște influențe mentale, să vă conectați iar la sensibilitatea voastră. Evident că trebuie să lucrați un pic și cu corpul vostru, că până, da, cred că majoritatea cei cu aspecte în săgetător lucrează cu corpul lor. Iar un exercițiu fitness spiritual, îmi place să spun, când văd aripile din spate, am senzația că aveți nevoie să faceți un pic de fitness spiritual unii dintre voi, dintre noi. Dar eu zic dintre voi că eu fitness spiritual fac, poate fizic mai puțin. În fine. Eu zic că sunt mesaje foarte frumoase. Eventual pentru cei care într-adevăr ați investit în creșterea, pentru că sunt, ați investit în creșterea voastră spirituală, începe să vă exprimați într-un mod artistic învățătura pe care vreți să o transmiteți celor din jur. Și eventual vă conectați prin această conexiune, da, la inimile celor care vă ascultă și reușiți să le deschideți inima. Eu am nodul nord în casa 5, casa 5 a creativității și a inimii, da? Depinde la voi cum este, ce aveți acolo, lună, Venus, soare, da? Mi se par niște mesaje superbe. Și haide să vă mai mărturisesc ceva. Când am văzut cartea și evident mi-am adus aminte de Roxette, următoarea melodie e o melodie veche românească. Îmi scuzați vocea, da? Mi-a venit o melodie în gând. În gând, da? Inspirație, bruiaș, ce ar putea, eu zic că inspirație, da? Nu neapărat bruiaș. Mă eliberează de bruiajele care ar putea să fie. Nu știu cine, când o să o caut. Și o să o atașez dacă găsesc. Dacă știți voi, poate mă ajutați să o găsesc mai repede. Era cam așa. Eu caut pe aceea care m-a vrăjit. Oare unde o fi ascunsă, că nu-i de găsit? Cred că cineva vă caută. Vă caută ca să-și exprime emoțiile. Sau poate voi v-ați ascuns și trebuie să vă conectați mental, într-o formă sau alta, la această persoană. Da. În fine, asta e. Mai când și eu îmi exprim și pe alte căi mesajele. Da, nu sunt foarte bună la muzică, dar voi fi la altele. În continuare, fiți autentici. Fiți autentici și încercați să vă eliberați de proiecțiile pe care alții le pun pe noi. Familia, societatea, cei din relațiile în care am fost eventual. Fiți reali, fiți adevărați, fiți ceea ce sunteți și ceea ce simțiți. Nu vă fie jenă să vă exprimați ceea ce simțiți, nu vă fie jenă să vă exprimați prin cadouri și petreceți timp de calitate. Ah, ce frumos! Cine a mai avut balanță? Balanța a avut că sunt fără limite, iertarea am văzut-o la Scorpion, poate aveți planete pe acolo. Petreceți timp de calitate cu persoana dragă. Am senzația că sunt aceleași personaje. În momentul în care cineva își exprimă, voi sau ei, niște emoții care au stat ascunse, începe să vă acordați mai mult timp de calitate și văd că ascultați muzică, vă exprimați, eu știu, lecții spirituale, împărtășiți lumină și dragoste împreună, da? Vi se deschide inima, iar, vi se deschide inima, în chestiune de inimă. Ei, și începe să deveniți fără limită în această relație. Aici simt cartea care prezintă relația în sine cu cineva. Dar evident că pentru asta trebuie să iertați și să vă întoarceți privirea către lumină. Iar fiți doritor să vă exprimați prin dragoste, prin și mai încă una, fiți doritor să vă exprimați prin cadouri. Poate cineva vrea să vă facă cadou, să vă facă cadou. Asta e. Așa se întâmplă când vorbești repede, vin mesajele și nu mai stai să le analizezi. Mai greșesc, mai mă bâlbâi, mai fac și o cacofonie, mai... Asta e important. Este mesajul, da? Ce frumos, ce frumos. Deocamdată, cam acesta ar fi mesajul de la îngeri. O să caut melodia aceea. Mi se pare
Tare drăguță. Numărul 1. Rețineți numărul 1. Posibil, în momentul în care vă exprimați emoțiile unul față de celălalt, începe să manifestați ceva. Și vă spun că în setul acesta de cărți, în timp ce am amestecat, a vrut să se arate magicianul. E o chestiune de manifestare. Și iar, în setul de cărți care folosesc pentru clarificarea etalării, s-a arătat acum existența, iar numărul 1, să vă spună ceva. Iar e o chestiune de început. Intrați într-o nouă existență în momentul în care vă ascultați inima, vă împărtășiți emoțiile unul celuilalt, evident, într-o formă artistică. Vă manifestați destinul cu intensitate și aveți o nouă viziune despre viață și despre lucrurile comune. Și despre lucrurile comune. Și despre muncă. Și despre munca într-o relație, implicarea într-o relație. Ok. Acesta ar fi mesajul. Mesajul pentru săgetători. Ia uite, la capătul setului. Lăsați în urmă, da? Iertați, lăsați în urmă ceva ce nu v-a aprit. A adus suferință într-o formă sau alta. Dragul meu cristal, rămâi pe lângă mine. Ok. În continuare, capătul setului de cărți, aveți Marea Preoteasă. A apărut și tarotul, dragii mei, probabil că cineva este îndemnat să asculte niște etalări, da, de tarot, interesant cum vine, care v-ar lumina light and love. V-ar lumina într-o privință care ține de inima voastră. Sper să fie această etalare, evident. Repet, pot să fie și altele. Poate, iar, dacă învățați să vă cunoașteți harta natală, pentru că Marea Preoteasă are habar, măcar habar, dacă nu multe cunoștințe de astrologie, veți înțelege de ce ați trecut prin niște chinuri, prin niște suferințe. Dar ideea este că, în secret, există o poveste. Unul din voi, cu fi semn de aer, cu fi semn de apă, variază. Iar magicianul. Să zicem că sunteți voi. Încheiați un ciclu de trădări. Cineva v-a trădat, v-ați simțit răniți, jigniți, umiliți, ați plâns. Dintr-un trio sau din alte motive. Poate ați pierdut pe cineva, poate ați fost bolnav și n-ați putut exprima acest suflet pereche, care teoretic a trebuit să vină, da? Să se exprime cât mai curând în viața unora. Dar pentru asta trebuie să rămâneți autentici, adică să fiți real. Să nu vă feriți să împărtășiți suferința, dar și bucuria că este alături. În continuare, magicianul aici îmi spune că vreți, iar 10 înseamnă încheiere de ciclu, vreți să manifestați un nou început. Că o fi cu un semn de aer, iar variază. Poate semnul de aer v-a trădat, poate semnul de apă pe unii. Iar aici, în funcție de povestea voastră, ideea este că vreți să manifestați, aveți și Marea Preoteasă și magician. Eventual cineva vă învață, Marea Preoteasă vă învață. Sper că și această etalare, să vedem ce mesaje mai vin, cum să vă eliberați de suferință, de trădări, de dureri. Și să manifestați un nou început cu mintea clară și totuși, cu sufletul transformat. Că în momentul în care vă transformați voi sufletul, vine și perechea, da? Iar e vorba de o relație. Amândoi, amândouă persoanele, pentru unii s-ar putea, pentru foarte puțin, să fie o relație de același sex, da? Dar nu e obligatoriu. În momentul în care învățați să tăiați un trecut, stringurile, cum se zice, cu un trecut dureros, reușiți să manifestați această transformare spirituală, spiritual teacher. Poate dacă nu sunteți voi, că nu puteți fi toți profesori spirituali, vă conectați la cineva, da? Iar o pereche interesantă, la cineva care vă poate lumina într-o privință, vă poate ajuta să manifestați, vă poate învăța să manifestați ce?
o nouă viață. Dar până una alta, până reușiți să manifestați, pentru că e un proces în care trebuie să vă implicați, să lucrați cu chakrele voastre, să vorbiți cu îngerii, dacă tot aveți light and love, da? Trebuie să învățați să puneți niște bariere în fața voastră. Vă place să vorbiți cu multe persoane, da? Sunteți jupiterien, vă place să vă extindeți energia, dar uneori este bine să fiți mai precauți, să fiți mai defensivi, da? Și de-abia atunci reușiți să transformați, da? Alchimie, transformare, să ascultați îngerii, undeva izolați, aveți oarecum nevoie de izolare ca să vă regăsiți o satisfacție interioară nouă de cupe. Și să mergeți mai departe către o transformare radicală. O transformare din care nu vă veți mai minți pe voi în anumite situații. Ce înseamnă să ne mințim? Să sperăm că va fi bine când știm bine că nu o să fie așa. Să acordăm încredere oamenilor care au tendința să se scuze mai mult decât e cazul, au tendința să evadeze, poate și noi și voi ați avut vreodată tendința asta, înțelegeți? Ei, se transformă această energie sabotantă, autosabotantă, radical și se manifestă adevăr, cum a zis mai devreme, manifestați adevăr, îmi place că se confirmă, luciditate, dar și ce? Inima, bucurie, trezire. Și mergeți cu pași mici și sigur către o bucurie. La un moment dat a fost un trio, dar nu mai vorbim despre asta, că mesajul celălalt e mult mai important. Selectați și voi. Ia uite, a fost o situație toxică pentru unii dintre voi. Ia uite cu... Poate aveți marcaj pe balanță sau cu o balanță unii dintre voi. La locul de muncă? Sau pur și simplu această balanță are puterea, balanța, balanța din voi, evident. Noțiunea voastră despre dreptate pe care învățați, cum am zis mai devreme, să o manifestați. Învățați să tăiați stringurile, legăturile acelea grele dintre voi și cei care vă țin pe loc, vă țin în energii negative. Asta e. Soarele, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord. Sper că ați înțeles, săgetător. Soarele, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord, aprilie 2020. Săgetători. Săgetători. Ia să vedem. Ia uite, iar se arată. Vezi? Iar a vrut să se arate, deci le-am amestecat, le-am tăiat. Vedeți, aceleași cărți. Înseamnă că au ceva special de spus. Trei de monede pe care le-am văzut mai devreme. Justiția, despre care am vorbit. Trei de cupe, îl văzusem și pe ăla. Și pe acela. Ia uite, cinci de cupe. Mai. Ce confirmare. Iar, Marea Preoteasă. Dacă n-aș fi vorbit despre ele mai devreme. Și soarele. Mai, cum s-au tăiat cărțile, că doar le-am tăiat în fața voastră. Soarele, dreptatea, transformare radicală. Deci, am mai vorbit despre ele, da? Vi le-am arătat. Învățați să nu mai credeți pe oricine. Testați oamenii într-o formă sau alta. Și voi nu vă mai aruncați așa înainte, plin de entuziasm, pentru că trebuie să fiți mai precauți. Ca să face cavalerul de monede, este precaut. Eventual, într-o poveste de dragoste, într-un proiect la locul de muncă, într-o idee pe care vreți să o duceți cât mai departe, care vă poate aduce mai aproape de ce de steaua voastră. Că am zis că întotdeauna faetonul merge către stea și vă și aici o stea. Sper că înțelegeți, da? Da. Ce aș mai putea să spun? Că deja am spus. Cărțile le-am citit chiar mai devreme. Încheiați un ciclu de dureri. Poate cineva, semn de aer posibil pentru unii să vă fi trădat. Pentru alții poate să fie semn de apă. Nu contează foarte mult semnul.
Nici nu mai vreau să mai vorbesc despre semne. Dar aveți balanță de două ori, aveți gemeni, aveți pești, aveți săgetător, aveți soarele, leu. Faetonul semnul racului. Arcanele minore nu le-aș asemui unei zodii musai, ci unei energii pământene. În fine, evident, deja cei care știți cărțile, și chiar dacă nu le știți, se vede. O durere mare. O durere pe care vreți, de care vreți să vă eliberați într-un mod logic. Dar să nu rămâneți în zona asta rece și distant. Din acest motiv ați primit mesajul să vă ascultați inima. Să nu vă blocați, dacă asta face Regina de Spade, își blochează inima, tocmai pentru că a suferit foarte mult, dragii mei. Și aici chiar corespund cu voi, unii dintre voi, care chiar ați trecut prin această situație. Avem tendința, toți, nu contează zodia, să ne blocăm inima. Ideea este, deblocați-vă inima ca să puteți să manifestați. Magicianul nu are inima blocată. Nu are nicio chakră blocată. Și are toate cele necesare. Și în momentul în care vă deblocați inima, manifestați adevărul, aveți, ia uite, cupa, da? Cupa, inima. Aveți și emoții, aveți și pasiune, aveți și adevăr, aveți și o leacă de material și nu mă gândesc muzai la bani, la orice, ca să începeți să manifestați ceva. Și aveți și credință, puteți să începeți o colaborare. O colaborare. Dar pentru unii această colaborare mare, grijă să nu vă pună iar într-un trio. Că văd acest potențial, aveți două cărți, de 3 de monede, de 3 de cupe și 5 de cupe, care urmează după 3 de cupe. Aveți mare grijă. De-aia zic, învățați că Marea Preoteasă înseamnă învățătură. Bine, înseamnă și secrete. Un trio în secret. Întotdeauna într-o carte există și variante pozitive și negative. Haideți să vă spun și cealaltă variante și vom vedea cum se clarifică. Că ați fost într-un trio, da, 3 de monede, pentru unii la locul de muncă, în care ați fost trădați și încă plângeți, voi sau ei, din cauza acestui, iaute, iar 3 de cupe, din cauza acestui 3 de cupe. 3 de cupe este și aici. Încercați să tăiați, în secret sau poate nu în secret, încercați două cărți care reprezintă separarea, și justiția și regina de spade. Separarea. Încercați să vă separați de această durere, de acest trio, de aceste lacrimi și regrete. Dar învățați, dragii mei, să aveți răbdare. Altfel, riscați să manifestați un alt trio. Dacă aveți răbdare, veți manifesta întâlnirea cu sufletul pereche. 3 de cupe înseamnă și întâlnirea cu sufletul pereche. Și acum că aveți doi profesori, unul lângă celălalt, spre sfârșitul lui aprilie, confirmă că unii s-ar putea să învățați în această lecție, s-ar putea să învățați în această etalare și să atrageți trezirea sau bucuria. Da? Sau o persoană în semn de foc, o persoană care e foarte voioasă de fel și să aveți o victorie. Cum am zis mai bine, mai devreme să vă transformați viața. Soarele poate să reprezinte și copilul vostru interior. În momentul în care vă dați răbdare, timp, să vă vindecați de aceste triuri, de aceste boli, suferință,
Învățați să vă bucurați și când vă bucurați, dragii mei, manifestați tot ce este mai bun. Tot ce este mai bun. Înțelegeți? În continuare, în aprilie, puneți, blocați într-un fel sau altul pe cei care știți că v-au făcut rău. Și renașteți. Am vorbit despre renaștere, despre judecată, vă ascultați vocea interioară. Dar ea va fi mult mai bine. Listen to your heart, da? Va fi mult mai puternică în momentul în care aveți răbdare, vă dați timp, liniște, vă curățați chakrele, liniște, tăcere. Asta înseamnă marea preoteasă, înseamnă în tăcere, dragii mei, în tăcere, în secret, în liniște să vă vindecați. Niște cărți foarte puternice. Și justiția. Există acest potențial de dreptate divină să se facă într-un fel sau altul în viața voastră. Dar ca să se facă dreptate divină, trebuie să și învățați lecția. Înțelegeți? Ia uite, împăratul. Începe să vă găsiți stabilitatea, să renașteți într-o poziție de mare autoritate sau de echilibru pe toate planurile. Împăratul și regele de spade. Unii chiar aveți un semn de aer în preajmă sau un semn de foc. Ia uite, de la zero. Posibil, ia uite și stea despre care am vorbit. Posibil. După ce învățați să blocați pe cei care se manifestă inconfortabil sau nepotrivit cu felul vostru de a fi și cu nevoile voastre, în momentul în care îi blocați și deveniți un pic mai defensivi, cineva chiar își dorește să vă cucerească, că împăratul ăsta face, cucerește. Posibil semn de foc, berbec, taur, balanță, avem două cărți care confirmă iar semnul 3 și 4, balanță pentru unii. Posibil să-și dorească să vină cu o ofertă, să o luați de la zero și să vă vindecați. Și în momentul în care vă vindecați, am vorbit de vindecare, vă împliniți destinul în această relație. Vindecați. Mai, mai, mai. Hai că vă mai arăt. Iar, pentru că ați fost stresați, ați fost bolnavi, v-ați făcut fantezii, dar după ce vă vindecați, manifestați 10 de cupe. Ce mesaj? Mesaj? De mesaj. Undeva prin mai. Aprilie este mai mult o lună de transformare pentru voi. Haideți să vedem ce cărți apare. Și apar în următorul set. Să le tai la... Hai să le mai amestec o dată. Ia uite, transformare, da? Transformare, transformare. Poate aveți planetă în Scorpion. Săgetător, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Săgetător, aprilie 2020. Posibilități. Semn de foc. Wow! Wow! 10 de bute. Sunteți sub presiune. Sau ei. Sau ei să fie sub presiune. Conștiință. Healing, da? Vindecare. Vindecați un trio. Succes în momentul. Cum am zis mai devreme, da, și îmi place că se confirmă și acum vedeți și voi cu ochii voștri cum se confirmă cărțile. În momentul în care vă vindecați, scrie clar, nu mai e temperanță, este vindecare. Da, e bine să folosești mai multe seturi. Succes. Moralitate, da? Dacă ieșiți dintr-un trio, învățați să nu mai manifestați triourile, că nu sunt morale, da? Și nici satisfăcătoare. Pe niciun termen, nici pe termen scurt, nici pe termen lung. Moralitate, iar semn de aer, creativitate, împărăteasa. Pentru unii poate să fie o separare de mama copiilor voștri, dar a apărut împărăteasa și mai devreme am văzut împăratul. Vai, îndrăgostiții. Ce frumos, creativitate, îndrăgostiții, vai, creatorul. Ce superb, superb. Și undeva prin aprilie, am zis că blocați, da? Haideți să vă arăt. Blocați
De obicei, cartea în aset este reprezentată de diavol. Aici arată ca un leu. Leu îmbrăcat în haine de oaie. Leu care încearcă să pară mai blând decât este. Că o fi semn de foc pe care îl blocați, nu contează. Este că blocați ceva ce vă condiționa. Haideți să ne luăm și după cuvinte. Ce vă intoxica, ce vă ținea în lanțuri, ce nu vă dădea voie să fiți autentic. Poate leu sunteți chiar voi, că tot zice să fiți autentici. Nu vă fie jenă să vă arătați coama, să vă arătați regalitatea, să vă arătați unicitatea. Da, că aici e interesant, da? Fiți autentic. Încercați să păreți altfel decât sunteți sau să fiți pe placul altora. Blocați! Asta e. Ce frumos! Iar apare rebelul. Rebelul e similar cu împăratul și aveți și împărăteasa. Frumos, frumos, frumos. Dar trebuie să decideți. Trebuie să decideți, să învățați. Oh, ce mesaj! Ia uite! Alegeți! În momentul în care vă eliberați de dureri, dragii mei, ia să pun degetul de vrăjitoare, care mie îmi place, altora nu. Alegeți, vă ridicați deasupra acestei morți, să zic, emoționale, mentale. E o moarte. Murim de multe ori în viață și cine are planete Scorpion știe asta. Da? Murim când renunțăm să mai repetăm niște greșeli, când renunțăm să murim și reînviem, mai asta vreau să zic. Murim când ne lăsăm atacați de vorbele, săbile pot să fie vorbele unora și altora, de gândurile și acțiunile lor, și renaștem când ne eliberăm de aceste atacuri. Și renaștem, uite ce frumos, vulturul. Probabil că unii aveți planete pe Antares. Știu ce înseamnă. E o stea care se află în constelația, în zodia săgetătorului. Vă ridicați deasupra acestor dureri și învățați să alegeți. Doamne ajută, să alegeți calea care vă duce către creativitate, îndrăgostiți creator, da? Către steaua pe care am văzut-o. Posibil ei. Ați putea fi și voi, dar posibil ei sunt sub presiune. Și vor să comunice despre această presiune, despre aceste blocaje în relația cu voi. Adică eu zic că poate să fie un semn de aer, dar nu este obligatoriu. Poate să fie și semn de foc. Cine vrea să manifeste, deja a învățat să se conecteze la al treilea ochi. Deja are conștiința lecțiilor, karmei, că avem karma, avem justiție, și nu-și mai dorește să repete. Vrea să învețe. Să nu mai repete greșelile trecutului. Vrea să învețe. Aveți conștiință, vă conectați la al treilea ochi. Aveți viziune. Că asta înseamnă, dar ce frumos. Magicianul trebuie să aibă o viziune despre ceea ce vrea să manifeste. Evident că nu poți să manifesti ceva ce nu vezi. Vă vindecați. Și pentru că se termină etalarea cu creatorul, cred că vă vindecați chakra a doua, în primul rând, a sexualității, a creativității, că tot au venit cărți legate de artă, de muzică, da, de spiritualitate. Și creatorul este iar un manifestor. Învățați să creați și să transformați, ce mesaj vine, și să transformați, să alchimizați suferința în artă, dragii mei. Eu asta fac și sper să învățați și voi. În artă. Și arta poate să aibă multe forme. O poezie, un blog în care vă împărtășiți experiența, nu știu, ceva ce meșteriți voi acasă, în timpul liber. Vă vindecați. Și trei de cupe în acest moment îmi spune, iar, îmi vorbește iar despre artă, da? Despre artă. Și în momentul în care vă vindecați, învățați iar, profesor spiritual, învățați și pe ceilalți. Sau cineva vă arată, vă dă acest exemplu, Marea Preoteasă, Temperanța, da? Am zis că e un profesor, s-a văzut un profesor spiritual. Este în viața voastră sau vă întâlniți sau... Am zis, poate chiar această etalare să vă fie de inspirație. Cineva vă arată cum poți să transformi suferința
în ceva frumos, da? Într-o sculptură, într-o piesă de artă. Și voi, unii dintre voi, vă luați notițe și alții începe să manifestați. Depinde în ce stadiu sunteți. Și în momentul în care faceți chestia asta, vă vindecați chakra a doua, inima și a treia, și al treilea ochi. Da? Și manifestați succes în viața voastră și justiție. Justiția divină se poate manifesta prin ceea ce veți crea și prin succesul pe care îl veți avea. Și dacă a fost la un moment dat un trio, nu va mai fi trio, pentru că vor fi discutate chestiuni de moralitate. Se va respecta oarecum ceea ce este normal să se respecte. Dragostea adevărată nu poate fi pusă, expusă în asemenea situații. Și dacă au fost lacrimi și regrete, iar vor fi transformate prin creativitate. Aveți cuvinte care vă susțin de la începutul etalării în această direcție. Prin creativitate. Creativitatea înseamnă și mai, dar cât balanță, sau taur. Balanță, foarte multă balanță. Înseamnă Venus, înseamnă împărăteasa, care reprezintă de obicei semnul balanței, că e Venus, da, sau al taurului. Înseamnă creștere, abundență și evident, prin creativitate. Posibil iubiți pe cineva în secret, da? Îndrăgostiți și Marea Preoteasă asta sugerează. Iubiți pe cineva în secret, poate că iubiți unii dintre voi. Da, nu spuneți încă și e bine dacă nu spuneți despre această dragoste. Așteptați cu răbdare să se manifeste într-un mod creativ. Eventual să vină ei la voi. Bine, dar variază. Dar eu zic că această dragoste deocamdată e în secret. Se manifestă într-o altă formă. Ori amândoi, ori unul dintre voi vreți să exprimați această dragoste într-o formă artistică și eventual după aceea să o împărtășiți. Această scoică în acest moment mă face să mă gândesc că poate, asta pentru că este doritor, ce zice? Doritor să exprime, să vă exprimați dragostea prin cadouri. Cineva s-ar putea să meșterească ceva pentru voi. Să creeze ceva special și așa să vă ajute să sau să se ajute să-și exprime emoțiile pe care le-a ținut ascuns, cum am zis mai devreme, dar spui că le-a ținut ascuns. Ascunse. Temperanța și creatorul. Asta numai un creator poate să vă spună și un alchimist. Creatorii de orice categorie. Muzică, a apărut muzica. Artă, că a apărut pictură, sculptură. Am vorbit de sculptură mai devreme. Ce a fost celălalt? Da? Artistul. Da? Artistul, muzicianul. Yeah. Muzicianul. Da? Toți sunt profesori spirituali. Toți. Și toți creatorii învață să aibă răbdare, în primul rând, că asta înseamnă temperanță, și să-și transforme emoțiile. Suferința, o transformă în bucurie. Ce frumos! Ce frumos mesaj! Nu știu cât să mai continui, că deja s-au făcut 40 ceva de minute. Eu zic că aveți niște energii superbe pentru aprilie. Puneți-vă la treabă și dacă vreți să-mi arătați ce ați creat, aveți, o să pun la dispoziție un e-mail special pentru cei care nu aveți Facebook. Dacă aveți Facebook, contactați-mă și arătați-mi și eventual împărtășesc cu cei care sunt abonați acestui canal. Dacă aveți poezii, trimiteți-mi să le citesc. Dacă faceți ceva, creați ceva, trimiteți-mi poze să le împărtășesc. Să dăm exemplu celor care au de învățat și ei din această lecție. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, protecție divină, numai bine, pa!